ne-a cântat această melodie aici în platoul nostru. Vouă, celor de acasă, v-a plăcut foarte mult. A primit foarte multe comentarii pozitive și sunt sigură că și acest lucru l-a motivat să filmeze videoclipul. Adică Arp este alături de noi. Salutare, dragule! Salutare, salutare! Bine, bine ai revenit! Bine, noi ne-am pupat odată bine acolo în platou. Te-am revăzut și bine te-am regăsit. Așa, ia spune-ne, e adevărat că... Ce ai simțit după ce ai cântat melodia aici în platoul la noi te-a motivat să filmezi videoclip? Și asta e un motiv aparte, dar să știi că istoria acestui videoclip e una interesantă, mai ales că această melodie are 10 ani de când e lansată. L-am filmat cu 10 ani în urmă, imaginile s-au pierdut și am fost nevoit să-l refilmez. L-am filmat anul trecut cu Eduard, cu fratele meu, și Eduard fiind foarte preocupat cu problemele sale, a decis, după un an de zile, să-mi ofere produsul final. Ei, bine că și după un an, vorba aia. Mai bine mai târziu decât niciodată. Adevărat, adevărat. Să nu se pierde ca ala de acum 10 ani. Asta deja nu se mai pierde, că l-am și văzut produsul final. Eu sunt mulțumit, sunt satisfăcut de acest rezultat. Sper să placă și telespectatorilor, pentru asta și l-am realizat, pentru cei de acasă. Unde l-ai filmat? La Orheiul Vechi. Imaginile nu te-ai dus la tine în sat. Mi-am dorit să merg la mine în sat, însă Eduard a zis că e bine să prindem niște imagini frumoase, să avem o locație bună și el a încercat într-un mod aparte să redea această locație bine cunoscută de turiștii care vin la noi, cei care ne urmăresc, cei de acasă, acest frumos loc, Orheiul Vechi. Și o parte din imagini sunt filmate în zona Ialovenului. Așa, ați avut mai multe locații. Da. Și ai făcut premiera pe Facebook. Premiera a fost făcută pe Facebook și astăzi în premiera la TV. Pe TV o facem la tine aici în emisiune. Hai să admirăm noul videoclip, un videoclip emoționant, sunt sigură, la fel ca și piesa semnată de Adi Carp. Satul meu frumos, sat crescut pe vale, câtă lume a ieșit pe a ta cale. Satul meu bătrân, sat cu altul nume, ți-au plecat feciorii, ți-au plecat prin lume. Ai rămas singurel sărmanul, ți se stinge viața, ți se stinge neamul. Ai rămas satul departe, un copil de zare în poartă nu-ți bate. Satul meu frumos, satul meu uitat, cine azi mai vine la coda din sat? S-au plecat copiii toți prin țări străine, n-au rămas bătrânii, numai ei cu tine. Ai rămas singurel sărmanul, ți se stinge viața, ți se stinge neamul. Ai rămas satul departe, un copil de sare în poartă nu-ți bate. Satul meu frumos, sat de pe coline, cine te mai cântă, satule, pe tine? Trece timpul, trece, satule iubit, mult mă doare timpul ce ne-a despărțit. Ai rămas singurel sărmanul, ți se stinge viața, ți se stinge neamul. Ai rămas satule departe, un copil de sare
în poartă nu-ți bate. Frumos, poate pe alocuri dureros, dar asta este realitatea în care trăim. Te-am văzut mișcând mâinile. Zi sincer, cum a fost? A fost foarte cald. -7 grade erau afară. Acolo, în zona Orheiului Vechi, să știi că parcă timpul parcă s-a oprit în loc și frigul parcă este mai frig și soarele parcă este mai soare și ceața parcă este mai aparte. Mai de asta, da. Imaginile astea cu ceața au fost filmate la ce oră? Dimineața, la ora, noi la 4 eram acolo pe platoul de filmare și la 5 dimineața am și început filmările. Minunat. Și ați avut actori fără experiență? Am prins momentele reale, tot ceea ce se petrece, de fapt, în satele noastre din Republica Moldova. Sigur că e o notă dureroasă această dramă prin care trecem aici în Republica Moldova, dar Bunul Dumnezeu are grijă de toată lumea și sperăm să se întoarcă cu fața spre noi, să revină măcar o parte din cei plecați buni să revină acasă, pentru că e păcat. Acele case frumoase unde copiii creșteau adineauri, acolo rămas pustii cu lacătele la zăvoare, acolo, știi, la porți. Ei, vorba aia, o să îmbătrânim noi, o să ne ducem noi la sat, copiii noștri o să vină la noi, asta ne dorim. Apropo, da, de fiică ta, am văzut-o cântând. Mă, asta e o chestie interesantă. La 4 ani, la ora 11:30 noapte, la ora 23:30, să-l rogi pe tati să-ți pună un cântec și anume, pune-mi cântecul ăsta. Eu stăteam și mă gândeam, ce vrea să facă? Că nu mai vrea să asculte fata la 11:30 muzică. Ea poate fluiera. A învățat să fluiere și fluieră pe tac de muzică, pe ritm. Fluieră cum poate, dar toată ziua fluieră. Merge prin casă, fluieră, merge pe afară, fluieră, la grădini, fluieră. E o chestie frumoasă. Ia, haideți să vedem imaginile video. Avem probleme serioase. Sandy. Un salut tuturor. Gata, nu vrei salut tuturor. Bine atunci. Vrei altă melodie, da? Da. Fluierăm altă melodie. Ok. Ok. Uite încoace. Uite încoace. Punem altă melodie. Eu vreau să fluiere. Știi că sunt film românesc. Eu când vreau să fluier. Păi iată, asta este povestea despre fetița voastră. Am imortalizat aceste imagini pe telefon. Zic că să mă împarte. Nu prea îmi place să postez cu cei mici. Antonina este împotrivă ca să postăm poze cu cei mici de acasă. Ea zice întotdeauna să lăsăm să crească în copilăria lor frumoasă și, și departe de ochii lumii. Tata, rost, aveți amintiri. Că telefoanele se pierd, dispar, exact. Se ard. Și aceste imagini chiar le-am postat cu drag pentru că atât de tare m-a emoționat și m-a impresionat. Și mi-a creat și o stare de bună dispoziție pentru o noapte întreagă, știi? E adevărat că și noi suntem acum încă cu zâmbetul pe buze. Bravo, tati, să te bucuri de copii, să te bucuri de fratele tău super talentat, pentru că chiar a reușit să facă un videoclip mulțumesc. Foarte bun. Dacă îmi permiți, Lilu, vreau să mulțumesc pe această cale celor care au muncit asupra acestui cântec, Orchestrei Moldovlească, în frunte cu Dorin Buldumea și Viaceslav Ștefăneț, bunului meu prieten acordeonistului Ionel Condre pentru un solo deosebit la acordeon și, apropo, melodia s-a creat, s-a copt în studioul lui Ionel Condre și pe această cale, pe această undă, vreau să le mulțumesc mult tuturor celor care au muncit, orchestrei și fratelui meu, Eduard Carp. Dacă v-a plăcut această melodie, acest videoclip, distribuiți și haideți să susținem artiștii noștri, cei care cântă despre realitățile timpului în care trăim. Baftă ție și spor la muncă. Mulțumesc mult și vouă, baftă, succes, mulțumesc pentru invitație.